Domnule Mureșan, se discuta zilele trecute despre faptul că am putea renegocia acest PNRR. Știu că de la PSD erau câteva voci care susțineau acest lucru. Practic, se mai poate face ceva în direcția asta? Se poate renegocia în acest moment Planul Național de Reziliență? Renegocierea nu este recomandată. Renegocierea nu poate duce la nicio modificare substanțială a planului. Riscurile renegocierii sunt mai mari decât câștigurile și vă explic la ce mă refer. În primul rând, regulamentul european prevede posibilitatea modificării planurilor, însă doar din motive obiective. Luni am avut un dialog oficial în Parlamentul European cu vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, responsabil de implementarea acestui plan, și cu comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni, de asemenea responsabil de implementarea acestui plan. Vicepreședintele Comisiei Europene, răspunzând întrebărilor mele, a spus următorul lucru. În primul rând, planul poate fi modificat doar din rațiuni obiective. Adică cu siguranță nu din rațiuni politice și cu siguranță nu imediat. Rațiuni obiective înseamnă, și a și explicat vicepreședintele, dacă în implementarea planului vedem că anumite proiecte nu sunt fezabile, nu se pot face. Deci Comisia Europeană nu va accepta nicio tentativă de renegociere acum înainte să începem implementarea. S-a făcut evaluarea, Planul României a fost evaluat pozitiv. Toate semnalele la nivelul instituțiilor europene acum sunt începe implementarea. Nimeni nu discută despre începerea renegocierii. Toate eforturile în Comisia Europeană, în Parlamentul European sunt să începem implementarea și practic fondurile să fie absorbite, proiectele să fie construite. Oamenii după coronavirus au nevoie de lucrări, de sprijin, n-au nevoie de renegocieri acum care ar duce la alte amânări. Deci orice modificare nu se poate face decât dacă pe durata planului ajunge la concluzia că ceva nu e fezabil, dar nu se poate face la început, nu se poate face din rațiuni politice care nu sunt obiective și nici chiar mai târziu, când se pot ajusta lucruri, nu se vor putea face mari modificări, deoarece regulamentul european prevede clar cele 6 direcții în care pot fi alocate fondurile. Unul la mână, tranziția spre o economie verde, reducerea poluării, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, îmbunătățirea eficienței energetice. Doi la mână, tranziția spre o economie digitală. Trei la mână, competitivitate și coeziune economică, adică bani pentru sectorul privat, pentru IMM-uri, pentru industrie, pentru întărirea economiei. Patru la mână, coeziune teritorială și coeziune socială. Bani pentru categoriile sociale puternic afectate de criză și pentru acele comune, comunități afectate, inclusiv proiecte de infrastructură locală. 5. Bani pentru întărirea capacității administrative și întărirea sistemelor publice. Și aici este eligibilă, de exemplu, modernizarea sau extinderea unor spitale existente sau construcția unor noi spitale. Și 6. Bani pentru proiecte de tineret, exact cum vorbeam mai devreme, pregătirea tinerilor în concordanță cu nevoile pieței forței de muncă. Acestea sunt cele 6 direcții în care putem finanța proiecte și avem de asemenea obligația ca 20% din proiectele finanțate să aibă o componentă digitală și 37% din proiecte să aibă o componentă de protecția mediului, de reducerea poluării, care să încurajeze tranziția spre energie, spre surse regenerabile de energie, spre energie verde. Deci ce vreau să spun este următorul lucru. Regulile de la nivel european sunt clare. Planul depus de România și aprobat de Comisia Europeană respectă aceste reguli și noi nu le putem pune sub semnul întrebării. Aceste reguli sunt aceleași pentru toate țările membre ale Uniunii Europene. Deci modificări, dacă se încearcă, Comisia Europeană le va accepta doar modificări mici care să respecte regulamentul european pe bază obiective, nu pe criterii politice, nu acum înainte de implementare, ci dacă pe durata implementării ajungem la concluzia că ceva nu poate funcționa. Și, foarte important, vicepreședintele Comisiei Europene a mai și spus luni în Parlament, răspunzând întrebării mele, următorul lucru. Orice mică modificare înseamnă că Planul României va trebui să treacă din nou prin toată procedura de evaluare pe care am văzut-o anul acesta. Am văzut cât a fost de complicat, am văzut cât de mult a negociat Guvernul României cu Comisia Europeană și aprobarea în timp ce planurile altor state fusese aprobate deja în lunile mai-iunie, aprobarea planului nostru a venit doar la final de septembrie, a fost greu. Deci, dacă vrem să facem orice mică modificare, trebuie să trecem prin tot acest proces de aprobare la Comisia Europeană și apoi de aviz pozitiv în Consiliu. Și nu uitați, cum am spus,
Proiectele trebuie începute până în 2023 și finalizate până în 2026. Ca atare, timpul pentru o renegociere este foarte scurt, fiindcă acum Comisia Europeană ne spune nu există încă baze obiective, hai să vedem implementarea. Și dacă peste un an jumate, la începutul anului 2023 vom merge, vom vrea să renegociem ceva, trebuie să fie mic și trebuie, va dura renegocierea luni de zile, după aceea vom mai avea doar câteva luni pentru a începe practic implementarea acelor proiecte. Dacă PNRR-ul devine o țintă mișcătoare, riscăm să pierdem bani, riscăm să nu reușim să absorbim fondurile care ni se cuvin. Singura șansă pentru a absorbi banii care ni se cuvin este să luăm așa cum e asumat de România, să luăm ca obiectiv să încercăm să-l implementăm. Dacă încercăm să-l schimbăm, mi-e teamă că vom alerga după PNRR, PNRR-ul va fugi de noi, timpul va trece în defavoarea României. Vom rămâne și fără reformele promise. Întrebarea mea este, dacă vom ajunge totuși la o renegociere a PNRR-ului, va trebui să dăm înapoi și banii pe care Comisia ne-a dat până acum? Mă refer la prima tranșă. Nu. Nu, nu, nu. Deci prima tranșă reprezintă 13% din suma totală alocată României. Aceasta este virată României acum. Tot PNRR-ul are o componentă de fonduri nerambursabile pe care nu va trebui să le dăm înapoi niciodată și o componentă de credite în condiții extrem de avantajoase. Pentru componenta de fonduri nerambursabile am primit deja prefinanțarea, aproximativ 1,9 miliarde euro. Pentru componenta de credite o primim zilele acestea, tot aproximativ 1,9 miliarde euro. Deci este ceva clar, toată documentația, toate documentele contractuale dintre România și Comisia Europeană sunt în regulă, sunt finalizate, prefinanțarea vine, nu va trebui să o plătim înapoi, chiar dacă se va încerca o renegociere, după care, din 6 în 6 luni, de 2 pe an, vom merge la Comisia Europeană, vom prezenta investițiile efectuate, reformele implementate și Comisia Europeană ne va plăti noi tranșe. Dacă vrem să modificăm ceva din reformele, din investițiile pe care vrem să le facem în viitor, asta va afecta tranșele viitoare, dar nu tranșele trecute. Dar încă un lucru important vă spun, se poate încerca, repet, o negociere mică la anumite investiții, dacă spui, iată, acolo nu reușim să absorbim bani, nu mai avem nevoie, dar cu siguranță nu putem renegocia reformele asumate de România, fiindcă reformele sunt practic deja angajate de România, sunt pe baza reformelor necesare României, pe baza recomandărilor specifice de țară făcute de Comisia Europeană și de Consiliul Uniunii Europene anul trecut, deci cu siguranță nu vom putea renegocia reforme, cu siguranță nu se va face niciun rabat de la reformele pe care deja România le-a agreat cu Comisia Europeană. Știu că sunt discuții între PNL și PSD pe subiectul acesta. Putem avea acum, s-a ajuns la o concluzie, putem spune clar că ne îndreptăm către o renegociere a PNRR-ului sau mai degrabă s-a ajuns la un consens, la ideea că va rămâne așa cum este. Nu cred că ne îndreptăm spre o renegociere acum. Cred că dorința de renegociere a fost o dorință de afirmare politică a PSD-ului, poate și dintr-o oarecare necunoaștere și cu siguranță la nivelul liderilor politici ai PSD, un pic în necunoștință de cauză. Probabil acum încep să înțeleagă, încep și ei să vadă ce ar putea modifica și ce nu și când și înțeleg foarte clar că nu se va putea face o modificare pe criterii politice. Sunt sigur că chiar comisarii socialiști, membrii socialiști ai Comisiei Europene spun acest lucru Partidului Social-Democrat din România, fiindcă asta e legea europeană, adoptată de altfel de toate guvernele statelor membre și de Parlamentul European cu largă majoritate, inclusiv cu votul tuturor celor 33 de europarlamentari români. Toți cei 32 de colegi ai mei europarlamentari împreună cu mine am votat în favoarea acestui regulament european în această formă. Deci, probabil ajung și cei de la PSD acum cu picioarele pe pământ, dar repet, nu vreau să vorbesc în numele lor. Orice cerere de renegociere semnificativă a lor, repet, e pur și simplu un exercițiu politic și nu ar trebui acceptată de prim-ministru Guvernului României, fiindcă orice cerere de renegociere a PSD-ului în acest moment pune România într-o situație defavorabilă în relația cu instituțiile europene. Pe plan internațional ești credibil atunci când există continuitate. Iar după ce un plan
a fost aprobat la nivel european și Comisia Europeană a făcut un efort de a ți-l aproba, de a te ajuta să respecti normele legislației europene, de a te sfătui cum să te încadrezi în el, după ce Comisia Europeană a făcut ea însăși un efort de aprobare al planului, să spui acum Comisiei Europene, nu continuăm cu acel plan, vă trimitem alt plan, mai treceți încă o dată la treabă și mai faceți încă o dată evaluarea, duce la pierderea încrederii, ar duce la pierderea încrederii Comisiei Europene în Guvernul României, de aceea e clar că guvernul și prim-ministrul, pentru a păstra credibilitatea acestui demers, credibilitatea în guvernul României, trebuie să meargă pe continuitate și să respingă excesele PSD-ului.